Japomaniacii mei și bine ați revenit la un nou episod în Japomania! Pentru cei care nu știu, Japomania este un canal dedicat Japoniei, unde învățăm totul despre limba și cultura japoneză. Sărbătorile vin, sărbătorile vin, sunt din ce în ce mai ocupată, trebuie să mă ocup și de curățenia generală, trebuie să mă ocup și de cadouri și nu am mai apucat să postez săptămâna trecută noul episod din Japomania. Gomenazai! Ei bine, iată-ne la un episod de vocabular japonez, unde învățăm cuvinte din limba japoneză. Pentru ziua de astăzi am pregătit animalele. Ca și copiii mici, când încearcă să învețe limba lor maternă, au tot felul de cărticele, cu obiecte, cu povești, cu la-la-la, tra-la-la, așa vom face și noi cu limba japoneză. Vom începe cu cuvinte de bază, cu un vocabular de bază, pentru ca mai apoi să fim mai avansați și să începem să învățăm și cuvinte mai grele. Astăzi vom merge în grădina zoologică. Pregătiți-vă caietul, memoria și hai să începem! Animalele în limba japoneză. Cuvântul pentru animal sau animale este dobutsu. 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 Pentru început o să învățăm animalele domestice, cele care trăiesc și în gospodării și în casa omului. Ca în orice limbă străină, vom învăța cum putem spune la cățel și la pisică. Pentru pisică avem neko. 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 Iar pentru câine, toată lumea știe cine este Inuyasha și ce fel de demon sau half demon, jumătate demon este Inuyasha. Este un demon câine, tocmai de aceea are în numele lui Inu. Inu. Inu este de fapt câine. Inu înseamnă câine sau cățel în limba japoneză. Inu. Neko pisică, Inu cățel. Șoricei, șoarece, este nezumi. Cum spuneam și la culorile din limba japoneză, nezumi poate să însemne și culoarea gri, dar și șoarece. Nezumi, nezumi. Văcuța, e bine, vacă și cred că în general orice bovină, este uși. Uși, uși. Calul este uma, uma, uma. Nu așa face calul, știu. În limba japoneză, la porc spui buta, buta. La păsările de grădină, la găină, la găini, spunem niwatori, niwatori. Niwa înseamnă grădină, deci poți să folosești cuvântul ăsta niwa când vorbești despre grădină, chiar asta înseamnă grădină. Și tori, tori este pasăre în limba japoneză, iar pasărea de grădină este găina. Deci găina este niwatori. Peștele în limba japoneză este sakana, sakana. Peștele, chiar și cel gătit de mâncare, cel din gasă, din acvariu sau cel din ocean mare, este sakana, sakana. Acum, dacă vrem să dăm o tură prin grădina zoologică, grădina zoologică în limba japoneză este dobutsu-en. Iar în dobutsu-en, în grădina zoologică, ce găsim? Găsim urși, girafe, lei, tigri, lupi și așa mai departe. Hai să vedem și noi cum putem să spunem toate aceste cuvinte în limba japoneză. Cu ce vrei să începem? Hai să începem cu urșii. Ursul este kuma, kuma, kuma. Maimuțele sau maimuță este saru, saru. În Japonia și în general pe continentul asiatic găsim foarte multe maimuțe care sunt foarte rebele. Pentru iepurași, pentru iepurași avem cunoscutul cuvânt usagi, usagi din Sailor Moon. Chiar este Bunny, de-aia în America pe Sailor Moon o chema Bunny, pentru că în limba japoneză usagi înseamnă iepure sau iepurași, iepuri. Usagi, usagi. După care avem tigri, tigri sau tigrul, tora. Ca și în animeul Ushio and Tora. Ushio to Tora. Tora înseamnă tigru. Iar demonul din Ushio and Tora este un tigru. Pentru căprioare avem Shika. 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 Dacă mergem și la un acvariu, găsim și delfini. Iruka. Iruka sunt delfinii. Iruka. Super simpaticele vulpițe. Vulpile sunt kitsune. Kitsune. Nu știu dacă știți, dar în Japonia sunt multe locuri pline cu vulpi și lumea se duce acolo să le vadă, să le hrănească, să se minuneze de cât de multe vulpi sunt. Iar din Inuyasha știți că Shippo
Shippo înseamnă coadă. Bun, următorul animal este lupul. Pentru lup avem okami, deci doi de o. Okami e ca un zeu, da? Kami. Okami. Okami este lupul. Girafele, super drăgălașele, girafe sunt kirin. 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 Cele mai mari vedete dintr-o grădină zoologică sunt elefanții. Pentru elefanți avem un cuvânt foarte simplu și scurt, zoo. Zoo este elefant în limba japoneză, zoo, zoo. Pentru broaște avem caeru. Caeru, puteți foarte simplu să-l țineți minte pe caeru ca fiind broască, pentru că mai avem un cuvânt în limba japoneză, caeru, pentru a se întoarce, este un verb la infinitiv, caeru. Șerpi, șerpi sunt hebi, hebi, hebi. Iar regele junglei, leul, este raion, raion. Nu, 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 nu mă refer la raionul cu dulciuri, pentru că japonezii nu au lei pe insula lor. Este un animal nou pentru ei, au trebuit să importe acest cuvânt din limba engleză, de la lion, ei au adus raion. Ca să ne distrăm un pic și să ne asigurăm că le-am ținut minte, hai să facem un mic test. Eu o să vă întreb cum spuneți la un anumit animal și voi trebuie să vă concentrați bine, 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 bine și să vă gândiți ce animal este. O să fac și pe limba română și pe limba japoneză ca să ne antrenăm un pic. Eu zic să începem. 3, 2, 1. Cum spunem la șerpi, la șarpe? Hebi. 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 Cum spunem la păsări? Păsări, pastări. Tori, tori. Ce înseamnă uși? Uși. Uși este vaca, văcuțele, uși. Ce înseamnă neko ga suki? Neko ga suki. Neko ga suki. Înseamnă că îmi plac pisicile. Pisică este neko. Usagi. Usagi, hai ca asta e foarte simplu, usagi înseamnă iepure. Cum spunem la urs? Urs. Cu. 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 Ma. Cuma. Dar lupul. Lupul. Lupi. O. O. Kami. O. Kami. Iar saru. Saru. Saru înseamnă maimuță, maimuță sau maimuțe. Zoo. Zoo. Știm cu toții că starul unei grădini zoologice este elefantul. Elefantul este zoo. Zoo. Ok, japomaniacii mei, și asta a fost tot pentru episodul de astăzi. V-ați descurcat minunat, mă bucur că ați rămas până la sfârșit. Sper că v-a plăcut acest episod și v-a fost folositor. Dacă vreți mai multe episoade, nu uitați să vă abonați. După ce v-ați abonat, nu uitați să vă duceți la clopoțel pentru a valida opțiunea de a primi notificare atunci când pun un episod nou. Nu uitați să mă urmăriți pe Snapchat, pe Instagram și pe Facebook, unde am anunțat și câștigătorul pentru cutiei Kawaii Box. De două ori, primul nu a răspuns de o săptămână, iar al doilea tot nu răspunde. Ce cu voi? De ce nu vreți cutia? Cu ei dau cutia, că nimeni nu răspunde la e-mail. Deci acolo fac cele mai multe anunțuri. Deci dacă e ceva, nu uitați să dați like și pagini de Facebook Japomania. Să aveți o săptămână super, spor la curățenia generală și la cumpărături. Ne vedem data viitoare! Gea-ne!